Am revenit cu un nou glob aici pe strada mea Pătrașcu cel Bun. Uitați, fraților, ce frumos iasă strada aici la mine acum, bagă piatră, asfaltează frumos. Ce să vă spun, vedeți? Aici am prins doi infractori. Să întreb ce caută pe strada mea. Să văd ce caută ăștia pe mașină de gorj, aceea pe stradă, după cine venire. Să văd după ce venire. Bună ziua, să trăiți, ce căutați dumneavoastră pe strada noastră? Bine v-am găsit. Trebuie să vă băgăm asfaltul, să trasăm. Pe ce, voi lucrați la firmă? Da, noi lucrăm la firmă. Parcă tu ai fost toată director la firmă. Da. Da? Da. Și mai am funcție. După cine căutați voi pe strada asta? Păi eu am venit ca să vedem ce a făcut băieții. Nu vă supărați, trebuie să-mi dați și mie datele voastre, că de pe strada asta, că am vin multe persoane după furtul, după ăștia, să știu cine a intrat pe stradă. Cum îl cheamă pe șoferul tău? Gheorghe Mihai îl cheamă. Gheorghe Mihai, da. Copilul judecătorul de la Turgu Jiu. Domnul Mișu, da. E de ajuns, nu mai trebuie altceva. Și eu îți trimit buletinul copie după pe WhatsApp. Aștept. Da. Hai, drum bun, băieți. Bine, sănătate. Să trăiți 1000 de ani, băieți. Sănătate, Doamne ajută la băieți. Deci ce prieteni de-ai mei de la Turgu Jiu au fost în vizită pe la mine. Am revenit. Am fost cu doamna Marița la ordinul ei să cumpără un curcan pentru mine, să fac o ciorbiță de curcan. Ia. Cum pui camera? Așa. Așa, mâncați iepuri. Ha? Fă bună carne de iepuri. Da, eu mâncai. Mâncași? Da. Păi eu nu mănânc, nu permit. Și mănânci curcan atunci? Da, eu pusei, ai, fac o surpriză acum, îmi luai un curcan, primi cadou de la o cunoștință de-a mea, de la Ciochiuța, de la Petrică, prietenul meu, mi-a dat un curcan cadou. Da? Da, că văzut că nu mănânc eu carne de iepuri, și s-a oferit să-mi dă un curcan de casă. Și m-am dus și am luat curcanul de la prietenul meu, de la Tâmna, de la o cunoștință de-a lui Petrică. Cadou, ca să vezi și tu ce înseamnă să fii prieten. Dar văzuși că veni neamul tău și dădui și lui, să nu mă spui. Ce dăduși? Iepuri. Iepuri. A, mamă, mâncă și ăla. Mâncă și ăla. De la Gorj. Da, Gorjan. Carne de iepuri. Ion. Mă făcuși de râs. Dar să nu spui. Păi cum să nu spun, că acum te vede pe canalul de YouTube? Nu știe. De unde să știe? Parcă e colea cu noi. Și mâncă? Mâncă ca lumea. Mâncă ca lumea. Cu murături, da. Păi de ce nu spusă-și la oameni ce carne e? Nu spusă-i, nu spusă-i, ca să mănâncă și ei, să fugă ca șoșoi mai înainte. Ca șoșoi. Da. Vai, și am mai de tine. Uite așa mă faci tu pe mine de 2 lei. Uite așa îți bași tu joc de valoarea mea. Să nu mă spui. Gorjanul ăla al tău. Și cu prietenul ăla cine fug cu el. Ăla-i copilul un judecător de la Turgu Jiu, al mai mare judecător, Mișu. Ai auzit de Mișu judecător? Am auzit. Îi dătui. Ăla-i copilul lui. Îi dătui șoșoiul. Îi dătui iepurul de mâncare. Da. Și stai să vezi acum scandal ce s-o ai tu cu Mișu, cu judecător. Să nu. Că ai dat la copilul lui iepure. Da. Stai să vezi ce pățăși tu acum. Îi dădui câte o cafea? Te dă pe tine afară din la șatră. Și eu nu mă bag. Eu te las să te duci tot înainte. Îi dădui câte o cafea, prânzică și murături. Îi trebuia să-l întrebă, nene, a, uite, mâncați și voi carne de iepuri? Nu întrebai. Așa e frumos. Da. Domnule, nu vă supăra dacă mâncați carne de iepuri, că atunci din nerocitul ăsta, mă, iepure trebuia să spui. Și eu l-am pregătit, că mie îmi place să mănânc. El nu mâncă, dar voi mâncați. Lasă că de-acum înainte spun eu că nu. Orice carne fi bună, spun că numai de iepuri, să nu mai mănâncă nimeni. Numai de iepuri? Da. Și nu cumva spui că și curcanul ăsta tot iepuri? Să vedem ce-o fi până mâine, deci să mai mă gândesc. Cum adică ce-o fi până mâine? Să mă gândesc ce visez la noapte. Poți să spui că din curcan iepuri? Da. Mă, ce vorbești tu? Să mănânc eu singur. Bă, tu crezi că mă duci pe mine cu preșul? Cu fane. Aici ce e? Nuntă ce e aici?
Da, ce fură înainte mașina aceea? Da. Nu cred că e numită ce aici. Mormântare ceva. Hmm? Bă, numită e. Acuș? Da. Pe frigul ăsta numită? Da. A ciocluța? Da, o fi. Uitați, fraților, ce zice ea, să nu spună la lume ce le pune la masă. Oamenii mănâncă și ei pe încredere. Și are de carne de iepuri. Să știi. Bă, știi că noi țiganii n-avem voie să mâncăm iepuri. Hai ce fac eu leșa. Mergem așa ca iepuri, fugim numai ca iepuri, ca iepuri. Păi da, să-ți meargă bine, mergi mai înainte. Să meargă mie bine. Da. Vai, șaman de capul tău, dacă nu ți-ai făcut o belea cu capul, de nu mai te discuți cu nimeni. Bă, nu mai spune. Bă, cum să nu mai spun, că se află? De unde? Că de ție spuse, nu știe nima. Nu știe nima, numai toată țara. Nu știe. Cine dragu ți-a adus ție carnea de iepuri? Eu am cumpărat. La prea gras cu iepurul ăla. Frumos, nu? Iepuri bun sau cățel? Cățăii sunt întreji. Sunt întreji. Da? Da. Bine, să fie și așa cum zici. Dar nu cred eu. Ce? Că ăla e iepure. Ba da. O fi fost vezure. Ăla de unde-l mai tu să și pe ăla? Ha? Pe ăla unde îl mai găsam? De unde să știu ce aduci tu? De unde va aprovizionezi tu? Prin ceaieri, prin spate, a? Da. Păi eu știu. Ce mai aduce cu tuna când vine, poate ceva, de pe drum de acolo. Ce aduce cu tuna ta? De pe Cluj. Nu aduce nimic cu tuna ta, să face supărat. Să vezi ce bun. Nu aduce nici butoiul de brânză, nici canistra de țuic. Canistra? Da. Nu aduce. Ce ploaie vine, tu vezi? Potop. Să ploaie cu căcat. Nu mai zi așa. Să dă ploaie... Cu petroaie, dă, nu vezi? Da. Să ploaie până mâine dimineață. I-am băgat lui mama lemne în centrală. I-am băgat o butură de are lemne în foc până mâine la 12. Mătura eu, scosei cenușa, aruncai? Da. Ce să mai zic? Bă, dar bine să gândi Petrica, să-mi dă un curcan la două. Da? Da. Să-i fac eu un cazan de țuică mai târziu. Da? Da. Îl tăiem acum? Nu știu. Sau îl băgăm la cocoș? Îl băgăm la cocoș. Și dacă îl bate cocoșul pe curcan? Ce zici? Nu știu. Cum nu știi? Cum o să ajungem acasă? Pune-mă, îl tăiem. Și pe urmă? Facem pieftii? Iar! Păi nu mai toate crastoanele pline. Lăsai și lui cutuna în craston. Păi mănâncă cutuna pieftii. Cum să? Și Galicia și Florin. Da? Da. Sunt acolo în pivniță. Sunt acolo în pivniță? Da. Bine. Hai să fie și așa. Și ce spuse baba? Ce? Să facem toaleta în spate, că dacă moare, n-are să meargă oamenii la mormântarea ei. Da, bă, ce... Păi ea mai știe și la mormântare când e. Da. Vampiroaică de aia se face. Ea știe tot. Da. Visează. Visează și ea. Visează, părere. Nu visează. De acum. Gândește. Gândești. Nu visează, gândește. Și vrea să o duci și în sat. Da, și mai înainte vrea să merg până la fântâna dumneavoastră cu ea. Acolo zicea să mă duc, până la Valerica. Păi vrea să mă duc cu ea, să nu zică că nu mă duc cu ea. Da, pe ea caută moartea și tu. Hai că nu mai veniră ăștia cu gunoaiele. Lasă-le dracu de gunoi, păi, adunați-le și voi. Păi unde să le aduci? Le duce și voi la reciclare. Da.
Ia să vedem, curcanul mai trăiește. Au, ce mă doare mâna. Te doare și mâna? Da. Păi ce muncești? Ce munci? Ce munci? Măturea. S-a mea margioala, s-a mea vrăjitoarea de la Ghelmejoaia. Da. Ăsta-i. Ce faci, mă? Hmm? Cu cine vorbesc? Cu curcanul. Ia vei ce zici. Băi, curcanii. Hai. Ia-l și tu, că eu îl luai de acolo. Nu mai mă doare umărul, mă turai grădina. Mă, nu ești în teacă de duci un curcan. Mă, ce-i ăsta, curcan sau ce-i? E... e... Hmm. Hai. Poți să-l duci? Ia să vedem. Așa. Dar mai greu cu ăla. Care când e zis că s-a accidentat? Al tău, prefer. Hai, dă-le curcanul să-l să joacă cu el. Hai. Hai, dă-le curcanul să-l să joacă cu el. Hai. Hai, Rex. Ia, care zici că e accidentat? Ia, bă. Al negru, al negru. Ia, ține aici. Ține aici, la mine. Băi, 10, are 10 kg curcanul ăsta. Mai mare era ăla. Hă? Hai în spate, hai, la hai. Nu învăța! Că și așa vrea să intre peste cocoș. El? Da. Băi, copii, băi, copii. Băi, copii, băi, copii. Ia uite. Ia voi bădă. Care? Cât tărâles? Hai. Deci că e fazan. Mhm. De-a fel lui. Are 15 kg. Când o iau? Ha? Oh! Ce-a făcut? Undarau? Da. Ai fost în oraș? Da. Foarte bine. Te-ai plimbat. Am fost să-i aduce. Ți-ai luat prăjituri. Mm-hmm. S-ai pus. Mulțumesc. Cu cine ai fost? Cu Măriuca? Da, găsit-o? Nu, lasă, mănâncă tu. Mănâncă, s-ai pus. Și ce mai ai făcut și în oraș? Nimica. Da? Au zis că luași bani astăzi. Da. A. Cât luași? 650 de lei. 6 milioane 500? Da. Bravo, felicitări. Îi luați ceva cadou la Maria. Mi-am dat o prăjitură. O prăjitură, da? Da, i-am mai luat de asta, dar vreau. Bro, și aici am prăjit ce-i? Pâine. Mamă, luai și pâine. Ai adus și pâine. Luai și dulce. Păi, dar ăla care a trimis statutul, mai sunt dulce. Ba da, dar nu-s de România. A, nu-s de România. Aici e România, da. Bravo, Funic, bravo. Ești băiat din 80, da? Ăsta e Funică. Al meu, juniorul meu, al mic. Hai, ia și mănâncă, stai liniștit aceea, că nu te mai deranjezi. Să ai poftă, hai. Mulțumesc. Hai, mă duc să văd ce mai e pe afară. Bă, tu nu te mănânci, că îți dădui mâncare. Ce ai chiar lumina asta? De ce stai cu becul stâng? Stau de cumii. Faci de cumii? Da. De când faci de cumii ești tu? De mult. Ha? De mult. De mult? Da. Lasă numai fă de cumii acum, că... Ce o fi, o fi, vedem noi. Lecomie faci. Lecomie. Stai în tuneric, tu, femeie bătrână, la... Stai în tuneric. Ce să fac? Păi de ce?
Uite ce căldură ai. Băgai o butură de mare în sopă, la te gai două zile în foc din ea. Asta e că nu are soarea de ea. Și tu zi, sunt soarea de ea. Uite și mai vine și mai lucrurile. Să schimb aparatul ăsta apă. Uite, dacă am rămas de cam la măriță, că nu vreau cu părăt. E? Ha? Când ai părăt în borcan. La că nu mai știm, mă, eu. Nu știm eu. Nu, n-ai picuri. Nu știm eu. Uite, să-i ciupezi. O să știm. Se mânca ceva.